Exact, dar și asta o să fie un episod de care vorbesc despre mine. Eu sunt Iosif, am 10 ani, sunt în clasa 3-a și vreau să vorbesc. Am văzut că mulți mai vreți gaming. Am o problemă cu telefonul pe care filmez și nu pot acum, să știți, dar acum o să fac daily vloguri până o să repar problema aceasta și na. Avem, sunt la mine acasă acum și sunt răcit. Vă spuneați? Am văzut video ăsta că s-au strâns 5 abonați sau 6, nu știu. Și dacă mai vreți video de acestea, să-mi ziceți. Deci, nu știu ce o să fac. Hai să facem o prăjitură. O să primez. Dar revenim imediat. Stăteam și stăteam un pic pe laptop și mă gândesc la ceva. Puneți un like la video asta, dacă se strânge două like-uri, o să facem video de provocări nebune. Nebune, să știți. Și... Oleo, de-abia m-am trezit. Cred că mă vedeți. Cât e ceasul? E două. Acum o oră am venit la școală. Deci, despre asta nu o să vorbesc. Episodul ăsta și cred că o să ieși pe la animale. Nu știu. Vedem. Ei, m-am scos asta, n-am zis pa. Poate o să ne vedem la animale, nu știu. Dar ne revedem noi. Am ieșit afară. Aici e terasa. Ha? Ce fai, mă, botelă? Cățelul meu, Nero, e aici. Hai, botelă, ce faci? Nero! Nero! Uite-te aici! Nero! Lasă un pic. Nu știu să vin oară că este în țarcă. Ce mă? E cât vine. E cât vine. Da. Deci, ne revedem partea cealaltă. Deci, am revenit. Mă joc un pic cu mingea. Da, că trebuie. Să pun. Deci, scot pennyboard-ul. Ia-i albastru. Vă rog, mulați-o Andres Caru. Deci, cum? Oale. Da, deci sunt pietre și era să cad. Scuia să te fac așa. Ha? A luat în mână. Este original. Nu știu că cu mingea. E o pisică? Fugi, Mitzi! Mitzi, Mitzi! Deci, mă, acesta a fost video. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!